Vreau să citesc câteva versete din Scriptură pe care le spune însuși Domnul Iisus. Sunt cuvintele pe care le-a rostit Fiul lui Dumnezeu. Matei, capitolul 28, începând cu versetul 18. Iisus s-a apropiat de ei, a vorbit cu ei și le-a zis: toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Credem adevărul acesta? Trebuie să-l credem. El are toată puterea în cer și pe pământ. Apoi, versetul 20. Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată, eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul viacului. Amin! Binecuvântat să fie numele Domnului. M-am gândit, frați și surori, la ceea ce era declarat în această dimineață prin cuvintele psalmistului din Psalmul 91. Iată ce spune psalmistul: da, el te scapă de lațul vânătorului. El te va acoperi cu penele lui, te vei ascunde sub aripile lui, că scut și pavăză este credincioșia lui. Nu trebuie să te temi nici de groaza din timpul nopții, nici de săgeata care zboară ziua, nici de molima care bântuie ziua în amiaza mare. Frați și surori, eram îndemnați la finalul slujbei de rugăciune din această dimineață să mulțumim Domnului. De câte ori a îndepărtat Domnul molima, de câte ori a pus Domnul mâna în fața săgeții, de câte ori n-a făcut Domnul lucrul acesta. Nu știu dacă ne-am făcut timp să-i mulțumim, nu știu dacă l-am lăudat îndeajuns pentru asta, dar Domnul a făcut lucrul acesta, El și-a păstrat cuvântul, binecuvântat să fie numele Domnului. De aceea suntem în picioare, de aceea suntem în adunare, pentru că Domnul a fost cu noi, glorificat să fie numele Lui. Și atunci, dacă El a fost cu noi și este cu noi, merită în această dimineață să ne unim și noi, să stăm înaintea lui Dumnezeu și să ne rugăm ca mai departe El să fie cu noi, să aibă în vedere slujirea din această dimineață. Aici m-am gândit la un cuvânt pe care spune omului Dumnezeu: pentru că zici. Cum m-am gândit eu? Cum am putea noi zice? Cum am putea zice? Avem o problemă, frați și surori, și vreau să o amintesc pentru, în mod special pentru cântăreți, dar nu numai pentru ei. De prea puține ori, avem bilete prin care frații cântăreți să zică: am inima plină de bucurie și am lauda pe buze și vreau să zic prin cântare că Domnul a fost adăpostul și sprijinul meu. Prea puțin, prea rar. De aceea, frați și surori, să ne gândim în această dimineață, cei care suntem chemați la o slujbă, atunci când ne facem slujba, zicem despre Domnul, recunoaștem puterea Lui, recunoaștem chemarea Lui, recunoaștem autoritatea Lui. Domnul să ne binecuvinteze. Sigur că, dacă nu ziceți dumneavoastră, vă zice noi. Pentru că Domnul merită să fie lăudat, nu-i așa? Dacă cântăreții nu trimit un bilet, cei care conduc trebuie să zică ei, pentru că aici în adunare Domnul trebuie să fie lăudat. Unde să mai fie lăudat? Aici în adunare trebuie, ar fi bine și acasă, dar măcar aici în adunare Domnul merită și trebuie să fie lăudat, pentru că merită, binecuvântat să fie numele Lui. De aceea, frați și surori, pe lângă cântările pe care le vom cânta toți împreună, să ne rugăm Domnului și pentru cei care au chemare din partea Domnului să cânte, să le dea Domnul și inimă bună să poată să facă lucrul acesta, pentru că aici în adunare, prin cântare, prin rugăciune, prin propovăduire, Domnul să fie înălțat și Domnul să fie binecuvântat. Vreau să fac anunțurile și apoi vom intra în slujba de predicare a Evangheliei din această dimineață. După masă avem slujbă de evangelizare. Avem invitați corul din Biserica Carpați, împreună cu corul va fi și fratele Relu Moldovan predicând Evanghelia. Frați și surori, e bine să ne rugăm pentru această lucrare.
E bine să ne rugăm pentru frații care vin, să ne rugăm pentru Evanghelie, să ne rugăm pentru prieteni. Domnul să dea mântuirea și Domnul să dea har în slujirea pe care frații o vor face înaintea Domnului. Pentru luni avem studiu biblic. Anunțăm din nou. Sper să audă și predicatorii. Nu toți au auzit până acum. Dar anunțăm din nou, sperând că vor auzi toți. Pentru că nu au nevoie de studiu doar păstorii. N-au nevoie de studiu doar cei care conduc studiu. Ne trezim în mare parte cu comitetul. Și eu mă bucur că e comitetul la studiu. Dar amintesc în această dimineață, studiul nu e doar pentru păstor, nu e doar pentru comitet. Studiul biblic e pentru predicatori. De unde să dai dacă nu-i traista plină? De unde să dai? N-ai de unde să dai. Înainte de a da din traistă, trebuie să aduni în traistă ca să poți deșerta din traista pe care cred că trebuie să o avem și slujitorii trebuie să o aibă. Trebuie pus prima dată ceva acolo în acea traistă. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Nădăjduiesc că frații predicatori vor auzi și cu bucurie vor veni la studiu. Domnul să-i binecuvinteze. Marți și joi vom avea slujbă de la orele 18. Am amintit duminica trecută că vom anunța slujba împreună cu frații și frații slujitori, comitetul. Am discutat, vom începe de la orele 6, de la orele 18, cu o mențiune. Având în vedere că avem un grup bunișor de frați, de surori, care lucrează până undeva în jur de ora 5 și e greu, poate și 5 jumate, e greu să ajungă la rugăciune, e greu să ajungă peste săptămână joia, facem mențiunea aceasta pentru frații care lucrează mai mult să vină și mai târziu. Chiar dacă vor întârzia câteva minute, mai bine să vină decât să stea acasă, că e timpul înaintat. Amin. Domnul să binecuvinteze. O oră în casa Domnului face mai mult decât 1000 în altă parte. Și cred că nimeni din adunare nu va fi deranjat dacă cineva cu respect va intra în casa Domnului pentru închinare și pentru părtășie. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Vrem și pentru surorile în vârstă și frații în vârstă și pentru cei mai tineri să putem toți împreună să ne închinăm Domnului. Duminica viitoare, dacă Domnul ne va ține în viață, vom continua evangelizarea. Avem invitat pe fratele Sever Onițiu din Târgu Mureș, păstor în Biserica Betel din Târgu Mureș. Va fi împreună cu un grup de cântăreți la noi, slujind. Domnul să-i binecuvinteze și Domnul să-i ajute. Să ne rugăm și pentru duminica aceasta și pentru duminica viitoare și pentru ultima duminică când va fi programul tinerilor. Întreaga lună în duminici avem evangelizare. Să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu ca Domnul să mântuiască. Noi să ne implicăm, dar Domnul poate da mântuirea. Dumnezeu să lucreze și să binecuvinteze. Acum ne unim în cântarea de laudă. Să ne rugăm pentru frații care vor trebui să se ridice în numele Domnului. Avem nevoie de cuvântul lui Dumnezeu. Ei se vor ridica în numele Domnului. Fratele Toni, fratele Mihai, Dumnezeu să-i binecuvinteze. În timpul cântării vor veni în față și se va deschide serviciul de învățătură. Să dea Domnul har mai departe. Să dea Domnul binecuvântare și în cântare și în predicare. Amin. Cel ce stă sub ocrotirea celui preanalt, la umbra celui atotputernic, face din el loc de scăpare, căci Domnul Sfânt e Dumnezeul meu, în care mă cred. E Dumnezeul meu, în care mă cred.
suntem să vezi răsplătirea acelui rău, doar harul său te va salva. Să nu te temi de groaza din noaptea cea grea, nici de săgeata ce zboară ziua, de ciumarea din întuneric. Să nu te temi, căci Domnul-ți va păzi cărarea de ea, căci Domnul-ți va păzi cărarea de ea. O mie să cadă alături de tine și 10.000 la dreapta ta de vor cădea. Privește să vezi răsplătirea acelui rău, doar harul său te va salva. O mie să cadă alături de tine și 10.000 la dreapta ta de vor cădea. Cuvinte minunate care ne îndeamnă să ne încredem în Dumnezeu. O mie să cadă alături de tine, 10.000 la dreapta ta. Minunat este Domnul. De ce să nu ne teme orice zvonuri ar veni? Pentru că Domnul este cu noi și a promis că va fi cu noi până la sfârșitul veacurilor. Trebuie doar să rămânem și noi lângă El și Dumnezeu este Cel ce veghează asupra noastră, asupra familiilor noastre. De aceea zic, Doamne, ajută-ne ca din toată inima să ne încredem în Tine. Aș vrea să începem acest timp de părtășie în continuare cu Domnul, de evangelizare și îl rog pe fratele Mihai să cheme numele Domnului peste lucrarea aceasta. Amin.
Aș vrea să citesc textul care este programat pentru această dimineață, care se află în Cartea 1 Împărați, capitolul 17. Voi citi primele 16 versete. Pagina în Biblie 379. Ilie, Tishbitul, unul din locuitorii Galadului, a zis lui Ahab: viu este Domnul, Dumnezeul lui Israel, al cărui slujitor sunt, că în anii aceștia nu va fi nici rouă, nici ploaie, decât după cuvântul meu. Și cuvântul Domnului a vorbit lui Ilie cu aceste vorbe: pleacă de aici, îndreaptă-te spre răsărit și ascunde-te lângă pârâul Cherit, care este în fața Iordanului. Vei bea apă din pârâu, și am poruncit corbilor să te hrănească acolo. El a plecat și a făcut după cuvântul Domnului. S-a dus și s-a așezat lângă pârâul Cherit, care este în fața Iordanului. Corbii îi aduceau pâine și carne dimineața și pâine și carne seara și bea apă din pârâu. Dar după câteva vreme pârâul a secat, căci nu căzuse ploaie în țară. Atunci cuvântul Domnului a vorbit astfel: scoală-te, du-te la Sarepta, care ține de Sidon, și rămâi acolo. Iată că am poruncit acolo unei femei văduve să te hrănească. Ilie s-a sculat și s-a dus la Sarepta. Când a ajuns la poarta cetății, acolo era o femeie văduvă care strângea lemne. El a chemat-o și a zis: du-te și adu-mi, te rog, puțină apă într-un vas, ca să beau. Pe când se ducea ea să-i aducă, a chemat-o din nou și a zis: adu-mi, te rog, și o bucată de pâine în mâna ta. Și ea a răspuns: viu este Domnul, Dumnezeul tău, că n-am nimic copt, n-am decât un pumn de făină într-o oală și puțin un de lemn într-un ulcior. Și iată, strâng două bucăți de lemne și apoi mă voi întoarce și voi pregăti ce am pentru mine și pentru fiul meu. Vom mânca și apoi vom muri. Ilie a zis: nu te teme, întoarce-te și fă cum ai zis, numai pregătește-mi întâi mie, cu un de lemnul și făina aceea, o mică turtă și adu-mi-o, pe urmă să faci și pentru tine și pentru fiul tău. Căci așa vorbește Domnul, Dumnezeul Israel: făina din oală nu va scădea și un de lemnul din ulcior nu se va împuțina, până în ziua când va da Domnul ploaie pe fața pământului. Ea s-a dus și a făcut după cuvântul lui Ilie. Și multă vreme a avut ce să mănânce ea și familia ei și Ilie. Făina din oală n-a scăzut și un de lemnul din ulcior nu s-a împuținat, după cuvântul pe care rostise Domnul prin Ilie. Amin. Aș vrea să mai facem o rugăciune. Aș vrea să nu priviți la noi care predicăm în această dimineață. Dacă priviți la noi, veți vedea doar niște simpli oameni cu greșeli, ca și dumneavoastră. Aș vrea să priviți la Domnul în această dimineață. Amen. Și să-L rugăm în același timp pe Dumnezeu, ca El să ne dea hrană în această dimineață. Amen. El să vorbească prin gura noastră și știe ce să vorbească. Știe ce avem trebuință fiecare, de ce avem nevoie. Aș vrea să-L rugăm pe Domnul în această dimineață, ca mai întâi să ne deschidă inima la fiecare în parte. Amen. Pentru cuvântul Lui. Și apoi Domnul să pună acolo cuvântul Lui și să ne vorbească, să ne dea acea hrană de care avem nevoie fiecare în parte. Și zic: Doamne, vorbește-ne în această dimineață. Amin.
Cântăm spre lauda Domnului, o cântare în comun. În timpul acestei cântări vom face colecta. Apoi, fratele Beni Șuteuda, care a pregătit o cântare, dorim să laude numele Domnului. Tinerii se vor grupa și ei să cânte. Fratele Goriță va pregăti și dânsul o cântare. Apoi și fratele Corneliu. Împreună cu ei, cântările pe care le știm, putem să le cântăm și noi și Domnul să ne dea o inimă bună. Apoi fratele Toni va predica cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu să îl binecuvinteze și să dea libertate și mai departe. Amin. Domnul m-a găsit, povara mi-a luat, bucurii, speranță, pace El mi-a dat. Mi-a spălat din suflet tot păcatul greu, prin sângele vărsat pe cruce în locul meu. Mântuit, pe Domnul prea măresc, mântuit, spre cer călătoresc. Mântuit, cu El în veci voi fi. El m-a salvat și mă păzește în orice zi. Domnul m-a găsit, iubirea Lui mi-a dat, hainele ca neaua albe mi-a spălat. Nu mă amenință judecata grea, eu sunt prea fericit cu Domnul pururea. Mântuit, pe Domnul prea măresc, mântuit, spre cer călătoresc. Mântuit, cu El în veci voi fi. El m-a salvat și mă păzește în orice zi. Domnul m-a găsit, odihna Lui mi-a dat. Când urmez pe Domnul, sunt netulburat și aștept într-una strălucită zi, când Domnul cu mărire iarăși va veni. Mântuit, pe Domnul prea măresc, mântuit, spre cer călătoresc. Mântuit, cu El în veci voi fi. El m-a salvat și mă păzește în orice zi. Mântuit, pe Domnul prea spre cer călătoresc. Mântuit, cu El în veci voi fi. El m-a salvat și mă păzește în orice zi. Slăvit să fie Domnul. Sunt un mesager rătăcitor prin lume, sunt un călător spre patria de sus. Mi-am pus harfa mea în slujba unui nume, nume înălțat și minunat Iisus. Lauda mea e pentru Împăratul, nimeni nu-i ca El așa frumos.
nu-i când, când cu atâta milă a luat în brațe, când zăceam zdrobit, când celor din jur le inspiram doar silă, El m-a ridicat cu drag și m-a iubit. Lauda mea e pentru Împăratul, nimenui ca El așa frumos. Sfânt și bun a fost și nu e altul. Mereu, cât voi avea suflare, și-l voi preamări, căci m-a iubit nespus. Că mi-a fost mai greu în foc și în încercare, lângă mine a stat aproape doar Iisus. Lauda mea e pentru Împăratul, nimenui ca El așa frumos. Sfânt și bun a fost și nu e altul, ca al meu mire drag Iisus Hristos. Spune-ți tuturor să știe oricine de iubirea Lui și al Său belșug de har. Orice muritor ce sincer la El vine are viață-n veci și mântuire-n dar. Lauda mea e pentru Împăratul, nimenui ca El așa frumos. Sfânt și bun a fost și nu e altul, ca al meu mire drag Iisus Hristos. Lauda mea e pentru Împăratul, nimenui ca El așa frumos. Sfânt și bun a fost și nu e altul, ca al meu mire drag Iisus Hristos. Freamătul din jur ne spune de venirea Lui curând. Nu mai rătăci în lume, mântuirea neglijând. Suflete, te-ntoarce astăzi, astăzi la Iisus să vii. N-amâna mereu a face pasul ce te-ar mântui. Ești pregătit, ești pregătit, ești pregătit, ești pregătit. Patima ce te robește,
Domnul Iisus îți va lua. El în sânge te sfințește, mântuire îți va da. Ori și unde îndrepți privirea, nimeni nu te-ar sprijini. Caută-ți astăzi mântuirea, căci Iisus va reveni. Ești mântuit, ești mântuit, ești pregătit, ești pregătit. Cineva-ți vorbește bine, Cel ce te-a adus aici, Duhul Sfânt lucrează în tine, vrea de rău să te dezici. Duhul Sfânt mai bate odată și apoi te va lăsa. Astăzi încă te așteaptă, spune-ți hotărârea ta. Ești pregătit, ești pregătit, ești pregătit, ești pregătit. Frate, ce-ai făcut cu Domnul? Legământ că-l vei urma, luptă și învinge somnul, azi când stai înaintea sa. Un mesaj răsună în lume, iată că eu vin curând. Tu un aleluia spune, vino, Doamne, mai curând. Ești pregătit, ești pregătit, ești pregătit, ești pregătit. Sunt aici.
Splendori divine lăsatai, știind destinul meu, și pe crucea de pe Golgota răstignit viața tu ți-ai dat. De nu ne-ar iubi, marea s-ar usca, n-ar fi stele pe cer, păsări n-ar mai zbura. De nu ne-ar iubi, marea s-ar usca, am fi veșnic hoinar, de nu ne-ar iubi. Străin de Tatăl din ceruri, departe am rătăcit, însă El, cu brațe deschise, pentru noi viața El și-a dat. De nu ne-ar iubi, marea s-ar usca, n-ar fi stele pe cer, păsări n-ar mai zbura, de nu ne-ar iubi. Marea s-ar usca, am fi veșnic hoinar, de nu ne-ar iubi. Ascând că marea iubire aici s-a arătat, și prin jertfa de pe Golgota cu Tatăl ceresc ne-a împăcat, de nu ne-ar iubi. Marea s-ar usca, n-ar fi stele pe cer, păsări n-ar mai zbura, de nu ne-ar iubi. Marea s-ar usca,
usca. Am fi veșnic hoinar, de nu ne-ar iubi. În această dimineață avem o temă foarte importantă care este programată și anume ascultarea de Domnul. În 1 Samuel 15 cu 22 spune cuvântul Domnului că ascultarea face mai mult decât jertfele. Și se cânta aici, se spunea că apreciază Domnul jertfele, dar mai mult decât atât Domnul își dorește ca întreaga inima noastră să fie a Lui. Apreciază Domnul jertfele și în cuvânt spune, dar mai mult de atât dorește ca noi să ascultăm de El. Și zic, Doamne, ajută-ne să ascultăm în totalitate de Tine în orice situație și inima noastră întreagă să fie a Ta. Am citit din 1 Împărați, capitolul 17 și ne arată cuvântul Domnului. Dumnezeu vorbește lui Ilie și îi spune, versetul 2, și cuvântul Domnului a vorbit lui Ilie cu aceste vorbe. Vorbește Dumnezeu lui Ilie. Și aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră, să mă întreb și pe mine. Ne mai vorbește Domnul în ziua de astăzi? Lui Ilie a vorbit. Nouă ne mai vorbește Dumnezeu? Când iau cuvântul acesta și citesc în el, ce se întâmplă? Cine îmi vorbește prin cuvântul acesta? Dumnezeu. Dar ca să-mi vorbească Dumnezeu, e trebuie să-L iau și să-L citesc. Vin în casa Domnului, casa Lui de rugăciune și ascult o predică. Cine îmi vorbește? Nu fratele care este la amvon. Dumnezeu să vorbească, să ne vorbească. Ascult o cântare cu mesaj din Biblie. Cine îmi vorbește? Și văd că cuvântul acela lucrează la inima mea. Oare cine îmi vorbește? Dumnezeu, prin cântăreț, prin cuvântul Lui. Și Dumnezeu ne vorbește în fiecare zi, mergem pe stradă și vedem atâtea, și vedem cum Dumnezeu veghează și ne protejează și ne poartă de grijă. Oare cine le face toate acestea? Cine-ți poartă de grijă familiei dumneavoastră și mie? Dumnezeu. Dar eu le văd? Îi sunt recunoscător? Ascult de El? Îi dau toată inima mea Lui? Fac și eu ceva? Sau tot Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu? Domnul îi vorbește lui Ilie și zic, Doamne, mai vorbește-ne și în această dimineață și nouă. Și vorbește-ne, Doamne. Și apoi zic, Doamne, fă ca robii Tăi să-și asculte. Zic, Doamne, ajută-ne. Vorbește Domnul lui Ilie și zice, du-te la pârâul Cherit și am să-ți port de grijă acolo. Și ce face Ilie? Versetul 5, el a plecat și a făcut după cuvântul Domnului. Ascultare, ascultare. Domnul îi vorbește lui Ilie și Ilie ascultă. Nu stă și se întreabă și găsește explicații și găsește motive, nu. Ascultă de Domnul. Se duce la pârâul Cherit. Și faptul că se duce acolo, Domnul îi poartă de grijă, îi dă mâncarea de care are nevoie, îi dă apă, îi poartă de grijă. De ce? Pentru că acesta este Dumnezeu care răsplătește ascultarea. Versetul 6, corbii aduceau pâine și carne dimineața și pâine și carne seara. Dumnezeu răsplătește ascultarea omului. Zic, Doamne, ajută-ne să ascultăm și noi de Tine și știm că Tu răsplătești fiecăruia în parte. Domnul este Cel care ne poartă de grijă și niciodată nu rămâne dator dacă noi ascultăm de El. Aș vrea să vă dau niște exemple în privința acestei ascultări. Și anume, odată un patron, un șef, să spunem așa, trimite pe un angajat de-a lui și zice, du-te fă curat în camera aceea pentru că urmează să avem un control și vreau să fie curat frumos, să fie bine. Se duce angajatul, face curat așa cum face, se întoarce, merge șeful lui și controlează să vadă cum a făcut și spune, ai făcut foarte puțin, du-te și mai fă o dată curat.
Se duce din nou angajatul, mai face curat, mai mută o hârtie în altă parte, revine, se duce șeful, controlează, zice, ai făcut foarte puțin curățenie, ai făcut doar așa, ca să te speli pe mâini. Se uită apoi la un alt angajat, de data aceasta era un om cu frică de Dumnezeu, un om credincios și spune, du-te și fă tu curat, că cel dinaintea ta a făcut doar așa să se scape. Se duce omul nostru credincios și face curat. Dar de data aceasta patronul nu mai merge să verifice. Nu mai merge. Vine a doua zi controlul și găsește totul curat, perfect, în regulă. Ce să înțeleg de aici? Patronul avea o mare încredere în omul credincios, în omul cu frică de Dumnezeu. Și știa că dacă îl trimite să facă un lucru, omul acesta merge și îl face, dar nu îl face oricum, și îl face așa cum trebuie. Niște oameni trebuie să fim noi, ascultători, și să facem lucrul așa cum trebuie. Dar de ce că patronul nici n-a mai mers să-l verifice? Avea încredere în el. Știa că omul acesta face cum trebuie lucrurile. Dau un alt exemplu. Doi oameni lucrează într-o vie și patronul lor, de acolo pe lângă ei, îi vede, ei muncesc din greu, patronul era cu ei. La un moment dat, patronul se duce din vie, se duce în altă parte. Unul dintre ei îl urmărește și când s-a îndepărtat, zice către celălalt, colega, haide să ne odihnim puțin, să dormim un pic, că șeful s-a dus. Și se pune jos, se odihnească. Celălalt, colega, se uită, vede că șeful a plecat, dar zice, eu nu pot să dorm. Dar de ce? Pentru că șeful meu este încă tot aici. Se ridică, se uită celălalt. Cum este tot aici? Uite ce departe a plecat. Nu, nu, șeful meu este încă tot aici și mă vede. Este încă tot aici și mă vede. Orice ai face, orice ai lucra, nu te ascunde de oameni. Nu încerca să nu uita că Dumnezeu este încă sus. Dumnezeu încă te vede și Dumnezeu mă vede. Dumnezeu încă mi-aude vorbele și Dumnezeu încă îmi vede faptele. Oriunde ai fi și oriunde aș fi, nu uita că Dumnezeu este încă tot aici cu noi. Și ne vede. Și atunci orice lucru fac, să-l fac ca și pentru Domnul. Și Doamne, ajută-ne la aceasta. Aș vrea să vă dau și una, acestea au fost niște exemple, și aș vrea să vă dau și un exemplu de tot de neascultare, să spunem așa, sau de ascultare doar pe jumate. Doar pe jumate. Priviți puțin la Saul. Saul. Îi vorbește Domnului Saul în 1 Samuel, capitolul 15, versetul 3. Zice, du-te acum și bate pe Amalec și nimicește cu desăvârșire tot ce-i a lui. Uitați ce îi spune Domnul lui Saul, împărat. Du-te, bate pe Amalec, nimicește tot ce-i a lui. Versetul 7. Saul a bătut pe Amalec. Ascultă până aici, Saul de Domnul. Se duce, bate pe Amalec. De la Avila până la Shur, care este în fața Egiptului. A prins pe Agag, versetul 9. Dar Saul și poporul au cruțat pe Agag și oile cele mai bune, boii cei mai buni, vitele cele mai grase. Și nu au nimicit. Ce a făcut Saul? A ascultat o parte de Domnul, dar o altă parte nu a mai ascultat de Domnul. Și a ascultat de popor, de vocea poporului. Care este răsplata? Am văzut că Ilie a ascultat de Domnul și a fost răsplătit cu bine. Domnul i-a purtat de grijă. Să știți că și neascultarea are o răsplată. Și ea este răsplătită. Da. Saul a ascultat de Domnul doar jumate, să spunem, nu în totalitate. Și știți care a fost răsplata? Priviți
versetul 23, 1 Samuel 15:23. Căci neascultarea este tot atât de vinovată ca și ghicirea și împotriva ei nu este mai puțin vinovată decât închinarea la idol și serafim. Fiindcă ai lepădat cuvântul Domnului, te leapădă și el ca împărat. Care este răsplata neascultării pentru Saul? Domnul îl îndepărtează de la împărăție. Pentru că n-a ascultat în totalitate de Domnul. Domnul a zis, du-te, fă totul, nimicește totul. El a nimicit numai jumate și a ținut oile cele mai grase și celate pentru el. Domnul vrea ascultare în totalitate. Și știți ce a făcut? Versetul 24. Atunci Saul a zis lui Samuel, am păcătuit căci am călcat porunca Domnului și n-am ascultat cuvintele tale. Mă temeam de popor și am ascultat glasul. De cine ascult mai mult? De ce zice X, Y? Sau de ce zice Domnul? Dacă ascult de cei din stânga și în dreapta, s-ar putea să intru aici în rubrica aceasta a neascultării. Și atunci vine și mânia lui Dumnezeu peste mine. Dar dacă ascult de Domnul, vine răsplătirea cu binecuvântări peste mine. Ce fac? De cine ascult? Haideți să privim puțin în Luca, capitolul 5. Domnul Iisus Hristos încă era pe aici, pe acest pământ, și spune că pe când se afla lângă lacul Genezaret, la un moment dat a văzut două corăbii care se apropiau de mal. Aceștia veneau de la pescuit, au pescuit toată noaptea. Și spune că se urcă într-o corabie și merge cu Simon, cu Petru, merge mai puțin mai la mal. După ce vorbește cu ei din cuvântul Domnului, spune că îi spune Domnul Iisus lui Simon. Luca, capitolul 5, versetul 4. Când a încetat să vorbească, a zis lui Simon, depărtează-o la adânc și aruncați-vă mrejile pentru pescuire. Versetul 5, îi spune Domnul Iisus, aruncați mrejile pentru pescuire. Simon răspunde, învățătorule, toată noaptea ne-am trudit și n-am prins nimic. Toată noaptea am pescuit, spune Simon, și nu am prins nimic. Eu sunt pescar de meserie, spune Simon. Cum să mă duc să arunc încă o dată mrejele la pescuit? Pentru că toată noaptea am pescuit și nimic. Nu mai are sens, nu are logică după experiența mea care o am ca și pescar, spune cu altele Simon. Dar la cuvântul tău voi arunca mrejele. În viață multe lucruri ni se par ilogice. Și vine Domnul și îți vorbește într-un fel și zici, păi nu mi se pare, așa a zis Petru, nu mi se pare, dar totuși, Doamne, fac cum zici Tu, fac cum zici Tu, Doamne, ascult de Tine și arunc mrejele. Și merge Petru și aruncă mrejele. Și ce se întâmplă? Versetul 6, după ce l-au aruncat, au prins o așa mare mulțime de pești, că începeau să li se rupă mrejele. Versetul 7, au făcut semn tovarășilor lor, cheamă și pe cealaltă corabie și umple amândouă corăbii de pește. Este ilogic după experiența care o avea Petru, dar când Domnul este acolo, totul devine realitate, totul este posibil. Ceea ce spune Domnul, totul ia ființă. De aceea zic, Doamne, ajută-ne să ascultăm în totalitate de Tine. Să nu ne tăpunem atâtea semne de întrebare. Oare așa este cum scrie aici? Oare așa a zis Domnul? Oare nu pot să mai interpretez eu un pic porunca aceasta? Nu mai interpreta. Lasă așa cum e. Că așa este cum a scris-o Domnul, cum a zis Domnul. Ascultarea este răsplătită. Faptul că Petru a ascultat chiar și când nu îi se părea logic, el a fost răsplătit cu o mare mulțime de pești. Zic, Doamne, ajută-ne să ne punem toată încrederea în Tine. Să fim ascultători în orice situație. Un patron vrea să angajeze niște muncitori la planta de arpagică.
și cheamă mai mulți oameni și vrea să le dea un test. Și spune, uitați, luați fiecare arpagică, aveți aici o pungă, fiecare cu arpagică, o plantați la distanța care se cere, dar o plantați cu rădăcina în sus. Se uită oamenii așa, nu zice nimeni nimic și patronul pleacă. Le dă la fiecare câte un rând și revine după vreo 2 ore. Se duce în dreptul fiecare, la rândul fiecăruia, fiecare om acolo și se uită. Unul a plantat arpagica în sus, cu rădăcina în sus. Ești angajat. Merge la altul, rădăcina în pământ. Nu te angajez. Dar de ce, domnule patron? Pentru că eu am zis să plantez arpagica cu rădăcina în sus. Dar, domnule patron, nu este logic să plantez arpagica cu rădăcina în sus, pentru că nu se face ceapa. Eu nu ți-am spus dacă se face ceapa sau nu se face ceapa. Eu nu aia ți-am cerut, spune patronul. Nu era treaba ta aia. Treaba ta era să asculți. De ce îți spun eu? Nu-i treaba ta ce se face sau nu se face. Înțelegeți? Și cei care au ascultat și au plantat arpagica cu rădăcina în sus au fost angajați. A fost doar un test, pentru că urmau altceva de lucru mult mai mare. Dar patronul vrea să aibă încredere în ei și să vadă că muncitorii ascultă de ceea ce spune el în totalitate. Și atunci cu oamenii care ascultă de tine în totalitate și nu trebuie să mergi să mai verifici, știi că faci treabă bună. Știi că faci treabă bună. De aceea Dumnezeu răsplătește ascultarea de El. Vreau să mă apropii de încheiere, timpul trece repede. Aș vrea să privim puțin la modelul nostru. Am privit la niște oameni până aici, aș vrea să privim puțin la modelul nostru care este Domnul Iisus Hristos. Încă de când m-am întors la Domnul, am luat ca și model pe Domnul Iisus. Am mai privit la oameni și de la unii am avut ce învăța, de la alții nu prea am avut ce învăța. Și am zis, modelul meu este Domnul Iisus Hristos. Și de atunci m-am ținut de acest model și zic, Doamne, este foarte bine. Că nu risc să cad nici în stânga, nici în dreapta și mă duc pe mijlocul cărării când te iau pe tine și te urmez ca și model. Și aș vrea să privim puțin la Matei, capitolul 26, versetul 39. Matei 26, 39. Vedem aici pe Domnul Iisus, merge în grădina Ghețiman să se roage. Știa că urma să fie răstignit, să fie batjocorit, să fie bătut, știa. Merge în grădina Ghețimanii să se roage. Ce că apoi a mers puțin mai înainte, a căzut cu fața la pământ și s-a rugat, zicând, Tată, dacă este cu putință, depărtează de la mine paharul acesta. Tată, dacă este cu putință, depărtează prigonirea care urmează să vină peste mine, bajocura, hula și așa mai departe. Se roagă Domnul Iisus Tatălui. Zice, Doamne, depărtează aceste greutăți care urmează să vină peste mine. Vin și în viața noastră probleme, vin încercări, vin necazuri și de multe ori zice, Doamne, îndepărtează, dar îndepărtează, dar iau, dar du, dar nu mai da greu nimic. Apoi se întoarce Domnul Iisus Hristos la ucenici, îi găsește dormind și apoi spune că se întoarce a doua oră și se duce și se roagă Domnul Iisus. Versetul 42, s-a depărtat a doua oară și s-a rugat zicând, Tată, dacă nu se poate să se depărteze de mine paharul acesta fără să-l beau, facă-se voia ta. A acceptat Domnul Iisus să asculte de Dumnezeu Tatăl până la capăt, să împlinească voia Tatălui până la capăt, pentru că pentru aceea a venit pe acest pământ atunci. Vin probleme, vin cazuri, ne rugăm, Doamne, îndepărtează-le.
Dar dacă Domnul nu vrea pentru momentul acela să le îndepărteze, pentru că știe că poate o problemă lucrează la finisarea mea spirituală, atunci Domnul poate o lasă pentru un timp în viața mea. Degeaba mă tot rău, Doamne, îndepărtează, că eu poate mă duc mai rău. Trebuie să viu să mă rog, da, Doamne, dacă este cu putință și voia ta, îndepărtează-o. Dar dacă nu este voia ta pentru un timp, facă-se voia ta, Doamne. Accept, chiar dacă trebuie să sufăr pentru un timp, accept lucrul acesta, că este voia ta. Nu știu ce vrei să scoți din mine, nu știu ce vrei să faci cu mine, nu știu la ce nivel vrei să mă aduci. Poate eu sunt aici și tu mă vrei aici și atunci trebuie să mă curățești. Dar eu, Doamne, ascult și accept voia ta în viața mea. Zic, Doamne, ajută-ne să acceptăm voia Domnului în viața noastră. Domnul Iisus acceptă voia Tatălui și ascultă de Tatăl. Și dați-mi voie să vă spun că pentru ascultarea Lui, bineînțeles că a fost și El răsplătit. Așa cum suntem și noi. Priviți Filipeni 2, capitolul 7 până la 11. Și cu aceasta închei. Spune că Domnul Iisus s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca om, s-a smerit și s-a făcut ascultător. Domnul Iisus s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat, că Dumnezeu nu rămâne dator. Dacă eu ascult de El, Domnul răsplătește ascultarea. Și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și a dat numele care este mai presus de orice nume, pentru ca numele lui Iisus să se plece orice genunchi, din cer, de pe pământ și de sub pământ. Și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu că Iisus Hristos este Domnul. Dacă Domnul Iisus a fost ascultător de Tatăl, și eu spun că Domnul Iisus este modelul nostru și nu o spun eu și ne arată Biblia, oare eu cum ar trebui să fiu? Oare eu trebuie să fiu ascultător de Domnul? Dacă sunt ascultător doar jumate, am văzut exemplu cu Saul, atunci nu voi ajunge bine. Voi primi o pedeapsă, pedeapsa neascultării. Dar dacă eu ascult de Domnul în totalitate, în orice situație, ascult de Domnul, ascult de cuvântul Lui, de ce îmi vorbește Domnul? Prin cuvântul Lui. Atunci, Dumnezeu este Cel care îmi răsplătește. Dumnezeu este Cel care îmi poartă de grijă. Dumnezeu este Cel care veghează asupra vieții mele, familiei mele, familiei dumnitale. Ce trebuie să fac? Să ascult de Domnul în totalitate și în orice situație. Amin. Frați și surori, aș vrea să sunt îndemnat să aduc în fața dumneavoastră câteva gânduri care împreună cu frații le-am discutat la studiu biblic privitor la ascultare. Atunci când vorbim despre ascultare și luăm așa în linii mari, linii generale, este mai simplu să vorbim despre ascultare și chiar despre împlinire și despre a face voia lui Dumnezeu, dar sunt niște domenii în viața noastră, domenii pe care noi, ca oameni al lui Dumnezeu, trebuie să le avem în vedere. Și vreau doar să le amintesc, nu voi predica, probabil fratele Mihai le va dezvolta, nu știu ce Domnul i-a pus pe inimă pentru dimineața aceasta, dar vreau să le aduc doar în atenția noastră, în atenția bisericii, domenii în care noi trebuie să ne luptăm când este vorba de ascultare. Un domeniu pe care l-am discutat este ascultarea copiii părinți. Predicăm despre ea, dar predicăm mai rar. Predicăm de obicei la slujbele de binecuvântare, dar Biblia cere ascultare. Mă întreb, acolo unde nu este ascultare între copii și părinți, din ce Biblie se citește? Din ce Biblie se iau
învățături. Și sigur că nu din Biblie, pentru că Biblia este foarte clară. Dumnezeu să binecuvinteze toți copiii din Biserica Betania, din familiile noastre. Și nu numai când sunt copii mici. Să ajute Domnul relația asta de colaborare, de ascultare, ea să continue, nu numai în copilărie, ea să continue și mai departe. Doamne ajută! Am aici un exemplu care l-am auzit nu de foarte mult timp, de puțin timp, a unui bărbat care nu este din biserica noastră și de asta îmi permit să spun, un bărbat care este mai în vârstă ca mine, un om binecuvântat, cu sănătate, cu binecuvântat financiar, din toate punctele de vedere, cu o familie, și îmi spunea că el crede că binecuvântarea care Domnul a rânduit să vină peste el, peste viața lui, peste casa lui, se datorează respectului pe care l-a dat părinților lui. M-a uimit într-un fel răspunsul acesta, dar spunea că el și-a respectat părinții în copilărie, pe urmă i-a respectat în tinerețe, dar și după ce s-a căsătorit, spunea bărbatul acesta, mama și tata erau primii care apelau la el, pentru că știa că era deschis pentru a împlini nevoile pe care părinții le aveau. Și spunea că și-a respectat părinții până la moarte. Deci nu numai în copilărie, nu numai până s-a căsătorit, i-a respectat și după ce a fost căsătorit și a fost el părinte, i-a respectat și mai departe până părinții au fost chemați la Domnul. Eu cred că cam așa ar trebui să fie relația dintre copii și părinți. Doamne ajută-ne! Un alt domeniu în care va trebui să învățăm ascultarea e supunerea față de autoritate. Noi ne place ascultarea de Domnul, dar nu ne place să fim supuși autorității. Nu cred că este o ascultare de Domnul dacă nu acceptăm autoritatea. Autoritatea statului, recunoaștem că de multe ori ne deranjează anumite hotărâri, dar Biblia ne învață să respectăm autoritatea statului. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Autoritatea la locul de muncă. Relația dintre angajat și patron, ea este specificată în Biblie cum trebuie să fie și de o parte și de alta. Autoritatea în biserică, frați și surori, trec ani și tot mai mult ceea ce se întâmplă în lume, ia repercursiunile parcă apar și în biserică. Adică, spune eu iubesc pe Domnul. Eu ascult de Domnul, dar nu pot să respect autoritatea din biserică. E o mare problemă, frați și surori. E o mare problemă. Dumnezeu să ne binecuvinteze să ascultăm de Domnul, dar să avem în vedere și autoritatea. Era un cuvânt în aceste zile. La ce credeți că se referă atunci când Domnul vorbește de anumite roți rupte de angrenaj? Știți ce înseamnă asta? Rup de autoritate, rup de biserică și până la urmă urme și rup de Domnul. Dumnezeu să ne binecuvinteze să învățăm ascultarea și să ne supunem autorității. Apoi, un alt domeniu, domeniul financiar. Da, ne luptăm să avem, ne luptăm să strângem, ne luptăm să avem o casă, ne luptăm să avem o mașină, ne mergem de dimineața la muncă și așa mai departe, dar frați și surori, fratele Sean amintea când era aici mai predica în biserică, dacă ai 1.000 de lei și dai 100, spunea fratele Sean, cu cât mai rămâi? Tendința e să spui cu 900 și dânsul spunea nu cu 900, rămâi cu 100, pentru că cele 900 le-ai luat, le-ai împărțit, le-ai împrăștiat, ele s-au dus, dar ceea ce dai în numele Domnului, asta rămâne. Noi am discutat și s-a predicat în adunare de zeciuială, de dărnicie. Cât suntem gata să ascultăm? Da, eu ascult de Domnul. Eu vreau să mă supun Domnul. Dar când e vorba de practică, pentru că asta e problema, practica. Domnul să ne binecuvinteze, frați și surori, și în domeniul financiar. Ce am văzut în anii de slujire, și îmi permit să vorbesc asta,
Am văzut că Domnul și-a susținut întotdeauna lucrarea, proiectele, prin frați. Nu asta e problema dărniciei, că doar fără mine nu se va descurca biserica și lucrarea fără banii mei. Frați și surori, nu aici se pune problema. Nu că nu se descurcă Domnul și lucrarea. Problema este că eu mă duc într-o zi înaintea lui Dumnezeu și ce fac în domeniul acela? Ce îmi va spune Domnul mie despre domeniul acela, domeniul financiar, de exemplu? Ce îmi va spune Domnul mie? Am dat, nu am dat, am făcut, nu am făcut. Domnul va spune exact ce am făcut. Și nu numai atât, frați și surori, dar las un semnal corect sau greșit generației care vine. Copiilor mei, copiilor dumneavoastră, oamenilor care se vor întoarce în biserică, eu las semnalul pe care eu l-am făcut. Adică dacă am dat, voi lăsa un semnal clar. Dacă cred în zeciuială, în dărnicie, voi lăsa un semnal clar. Da, eu cred și vreau să o practic și o voi predica. Dacă nu, mâna mea strânsă va face ca copilul meu să aibă o mână la fel de strânsă ca și a mea. Și va fi o problemă nu numai pentru mine, va fi o problemă și pentru generația care vine. Dumnezeu să aibă milă de noi și Dumnezeu să ne binecuvinteze. Domeniul spiritual, ce să mai spunem aici, frați și surori? Avem atâtea, chemare la părtășie, la rugăciune, la alte activități spirituale. Domnul să ne ajute să împlinim. Și apoi domeniul în ascultare în ce privește chemare la slujire. Sunt tot mai puțin chemări la slujire. Și nu că biserica n-are nevoie. Biserica are nevoie. Sunt tot mai puține urechi care aud chemarea la slujire. Tot mai puține urechi care aud, tot mai puține inimi ca lui Nemia, care să vadă nevoia lucrării. Pentru că sunt tot mai puțin ochi deschiși înspre lucrarea lui Dumnezeu, nevoia lucrării lui Dumnezeu. Nemia avea o inimă, avea ochii deschiși, plângea, s-a rugat. El era, totul era bine. Eu mă întreb, poate noi dacă am fi în locul lui, am spune, ce-mi trebuie mie Ierusalim, ziduri, cărămizi? Aici ai paharul, e mâna mea. Dacă Nemia trăia în generația noastră, vreau să vă spun, mult i-ar fi făcut statuie. Păi cum, frate, să lași tu paharul din mâna împăratului? Păi nu-i slujba asta, nu-i slujba înaltă asta, să pui paharul, nu-i om de încredere, uită ce funcție are. Păi cum să mai mergi tu să zidești niște ziduri, să pui cărămidă, să... Păi ce rost, nu mai are niciun rost. Frați și surori, Domnul să ne deschidă ochii, să vedem și urechile să auzim. Amin. Chemarea lui Dumnezeu. Dumnezeu cheamă și astăzi. Glasul Domnului este, dacă vreți, mai puternic ca oricând astăzi. Secerișul este mare și lucrătorii sunt puțini. Și spunea mai departe, rugați pe Domnul secerișului să scoată lucrător la secerișului. Doamne ajută și Doamne dă izbândă. Am vrut doar să le enunț domeniile pe care împreună cu frații le-am discutat, am avut timp suficient să ne oprim asupra Scripturii. Domnul să ne dea puterea ascultării. Dacă e vorba de relație, copii, părinți, dacă e vorba de ascultare de mai mari, de autoritate, dacă e vorba de ascultare în domeniul financiar, domeniul spiritual, domenii chemării în slujire, nu știu unde suntem restanți. Dacă nu suntem în niciunul, slavă Domnului. Dar dacă în vreunul suntem, Dumnezeu ne va vorbi și Dumnezeu ne va ajuta și să ne punem la îndemâna Domnului. Doamne ajută-ne și Doamne dă-ne izbândă. Dorim în continuare să mai ascultăm o cântare. Marius, Gliga, Anda și Estera vor lăuda numele Domnului. Apoi fratele Mihai va predica și ne va conduce și la rugăciunea de mulțumire. Amin.
Ah, cât mă simțesc de bine când e Domnul lângă mine și cu El trăiesc. Însă ce jale mă apasă când mă îndepărtez de casă, când îl părăsesc. Însă ce jale mă apasă când mă îndepărtez de casă, când îl părăsesc. Sufletul meu însetează și ochii mei lăcrimează când n-am pe Iisus. Eu atunci sunt ca pământul când îl bate mereu vântul și e secetos. Eu atunci sunt ca pământul când îl bate mereu vântul și e secetos. De aceea, frățioare, ca și cerbul la izboare, eu alerg mereu și de la flupe el iară. O frumoasă primăvară e-n sufletul meu și de la flupe el iară. O frumoasă primăvară e-n sufletul meu. Doamne, câtă mângâiere îmi aduci Tu în durere, Iisuse iubit. Când mă plec sub a Ta cruce, viața-mi este tot mai dulce și sunt fericit. Când mă plec sub a Ta cruce, viața-mi este tot mai dulce și sunt fericit. Doamne, cât voi fi în viață, neîncetat Tu mă învață ca să cânt mereu. Eu voiesc tot înainte să Te laud, Doamne Sfinte, aici pe pământ. Eu voiesc tot înainte să Te laud, Doamne Sfinte, aici pe mai am o dorință și Te rog cu umilință, auzi ruga mea. Vreau cât voi trăi în lume, totdeauna să pot spune, fie voia Ta. Vreau cât voi trăi în lume, slăvit să fie Domnul. Frați și surori, ne-am bucurat la ora de rugăciune și am fost atent. La ora de rugăciune s-a zis mai mult amin. Pentru că i-am vorbit noi Lui și ne-a lăsat să vorbim. Și acum când vine Dumnezeu și ne vorbește, nu mai prea mai spunem amin. Îmi place ora de rugăciune și a fost și în această dimineață o oră frumoasă de rugăciune. Ne-am rugat și ne-a cercetat Dumnezeu, a fost îndemnuri frumoase, slăvit să fie Domnul.
Dar acum e timpul în care noi trebuie să îl ascultăm pe Dumnezeu și prin aminul nostru să recunoaștem că Dumnezeu vorbește și că avem nevoie de El. Slăviți să fie Domnul! Că dacă la rugăciune spun că Dumnezeu lucrează și ne ascultă și spun amin, așa este, trebuie să fac și în momentul în care spune Dumnezeu, uite omule, ai nevoie de lucrul ăsta în viața dumitalii. Și dacă e sincer, spui amin, am nevoie, Doamne, mă cunoști. Frați și surori, haideți să fim sinceri cu Dumnezeu. Asta vrea Dumnezeu, sinceritate. Și în această dimineață, cu ajutorul lui Dumnezeu, fratele păstor a punctat bine și cred că a și dezvoltat suficient ceea ce trebuia să dezvolte și cred că am înțeles ascultarea în privința relațiilor unii cu ceilalți și cu copiii noștri. Frați și surori, știți ce vreau să rămână în această dimineață în inima noastră? Ceea ce Dumnezeu mi-a pus pe inimă. Când știi că un lucru are preț și foarte important, orice faci să-l ai. Dar când crezi că alt lucru e important, faci tot ce poți să-l ai. Știți de ce nu punem așa bază mare pe ascultare? Că nu credem că e importantă. Ne uităm la alte lucruri și credem că sunt importante lucrurile acelea. Să mă vadă pe mine că predic și fac orice să predic, să mă vedeți. Și ascultarea dă undeva o parte că nu e așa important. Când cât de frumos în față aici ca să mă vedeți să cânt frumos și să, nu știu, la ieșire să-mi strângeți mâna să spui, vai ce frumos ai cântat. Și ascultarea nu e așa importantă, că e ceva ce nu se prea vede și o lăsăm la o parte. Și în această dimineață, cu ajutorul lui Dumnezeu, aș dori să vedem din Sfânta Scriptură cât de importantă e ascultarea. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Slavă Domnului! Dar vreau să încep cu un lucru așa de minunat și de frumos, că e aici în Biblie și Dumnezeu mi l-a pus pe inimă, mi l-a descoperit în această dimineață și vreau să spun să vedeți că e adevărat, frați și surori. Vreau să vă întreb și știu, nu trebuie să răspundeți că aveți probleme, aveți necazuri, nu este așa? Și stai de multe ori și poate necazul undeva la două noaptea, nu te lasă să dormi și îți pui veșnică întrebarea omului, dar Dumnezeule, mă vezi? Știi de necazul meu? Sau nu știi de necazul meu? Frați și surori, era o foamete în țară că n-a mai fost în istoria omenirii 3 ani jumate să moară oamenii de foame. Să se instaleze la o mamă în mintea ei gândul acesta că îi mai dă o ultimă masă copilașului ei și apoi se vor așeza undeva și vor muri amândoi. Grozavă situație, nu? Frați și surori. Și Dumnezeu îl trimite pe Elie și spune, du-te cam să... Și știți lucrul acesta. Știți ce îmi place mie așa de mult și ce vreau să vă aduc dumneavoastră în această dimineață în atenția dumneavoastră? Că vine Dumnezeu Iisus Hristos care a fost acolo și demonstrează în Luca capitolul 4 că El era lângă Elie și lângă văduvă. Slăviți să fie Domnul! Și în Luca capitolul 4, versetul 25 și 26 spune Domnul Iisus, oameni buni, erau multe văduvi acolo, dar Elie a fost trimis la văduva aceasta, că eu Dumnezeu i-am trimis și l-am avut în vedere pe Elie și pe văduvă și casa ei să trăiască, slăvit să fie Domnul. Iisus Hristos n-a venit și a citat din istoria lor. Iisus Hristos a citat din realitate că era Dumnezeu și era acolo lângă ei, glorie Domnului. Elie a știut că Dumnezeu este cu el. Și vreau să vă întreb în această dimineață, începem de la ascultare. Dacă i-a spus Dumnezeu la Elie, Elie, du-te acolo, că acolo vei trăi. Dacă nu mergea Elie, trăia Elie? Eu cred că se termina cu Elie atunci. Dumnezeu nu se joacă cu ascultarea, frate și surori. A spus Elie, dacă vrei să trăiești când oamenii lângă tine mor pe capete, tu trebuie să faci lucrul acesta. Și îl face Elie și trăiește. După ce spune Elie, acum din nou trebuie să mai ai o etapă, dacă vrei să trăiești, mai du-te în casa văduvei că trăiești acolo, slăvit să fie Domnul. Și merge Elie, omul acesta al credinței, și l-a trimis Dumnezeu într-un loc, frate și surori, în care nu era viață. A întâlnit o bătrână, o femeie care avea un copilaș, strângea câteva vreascuri și când stă de vorbă cu ea, spune, omule, nu știu de ce te-a trimis Dumnezeu la mine, mai am atâta făină și atâta ulei și am să mânc cu copilul meu și apoi am să murim. Ce să faci tu aici? Frați și surori, când Dumnezeu ne trimite, noi trebuie să mergem, slăvit să fie Domnul. Și în această dimineață aș dori să încep cu două lucruri pe care le face neascultarea. Că noi știm că trebuie să fim ascultători și ultimul punct este ascultarea aceea frumoasă ce lucrează. Pentru că dacă suntem sinceri cu Dumnezeu în această dimineață, eu cred că noi putem merge acasă conștienți că noi suntem ori ascultători, ori neascultători. Primul lucru care îl face neascultarea, frați și surori, știți care e primul lucru care îl face neascultarea? Neascultarea te scoate din prezența lui Dumnezeu. Asta îl face.
Neascultarea te scoate, sau Dumnezeu din pricina neascultării te izgonește din prezența Lui. Asta face neascultarea. E importantă ascultarea. A venit Dumnezeu și a făcut omul și a dat chip și a spus: cu cine să seamene omul acesta? S-a uitat și a spus: nu-mi place, uite cu cine o să seamene omul, o să seamene cu noi, cu Dumnezeu, și dă chipul și asemănarea Lui. Îi face o grădină așa de frumoasă la om acolo, frate și soră, și pune grădina acolo, se bucură de om. Și spune omului: omule, uite, ascultare e foarte importantă, să asculți. Dacă mănânci de acolo, se termină totul. Omul crede că Dumnezeu a glumit și a mai venit Satan și a spus: ascultă, lasă, Dumnezeu nu e așa. Dumnezeu e mai bun puțin. Frate și soră, Dumnezeu are o mântuire pe care tu nu poți să o pierzi orice face. Greșit, frate și soră. Merge omul și încalcă ascultarea de Dumnezeu. Știi ce face Dumnezeu? Îi spune: Adam și Eva, îmi pare rău, dar uitați ce important e pentru mine ascultarea. Din pricina neascultării, afară din prezența mea. Din momentul acesta dimineața n-am să vă mai vizitez. Din momentul acesta veți simți și dimineața ce simți în fiecare zi și în fiecare noapte: despărțirea de Dumnezeu. Frați și surori, neascultarea ne scoate afară, sau Dumnezeu în urma neascultării ne scoate afară din prezența Lui. Și în această dimineață noi trebuie să ne cercetăm: mai simțim prezența Lui? Mai simțim noi că suntem înaintea Lui Dumnezeu și că Dumnezeu acolo în casa noastră poate nu așa de frumoasă, încă Dumnezeu are un loc în care cercetează și are un loc în care Dumnezeu din cer își mai pune mâna peste noi și ne mai spune: Mihai, nu te teme, ridică-te de pe genunchi, te prinde mâna dreaptă, te duc înainte și spun: nu te teme, că voi fi cu tine, slăvit să fie Domnul. Frați și surori, în prezența Lui Dumnezeu este bine, glorie Domnului. Îmi spunea Marț, când am fost la o școală, îmi spunea un gardien acolo și a spus: domnul Moldovan, zice, vreau să vă spun ceva. Și am spus: ce vrei să-mi spui? Zice: uite, zice, sunt mulți profesori aici și dimineața la 7, zice, vin profesori aceștia și sunt așa de supărați. Mai încerc să glumesc cu câte unul cu altul, dar nimeni nu prinde nimic și parcă toți trec așa. Zice: când vii, dumneata, dai mâna cu mine și stăm și glumim și povestim, dumneata, nu ai probleme? Și am spus: omule drag, am probleme poate mai mult ca ei. Numai că atunci când intri în prezența lui Dumnezeu, frate și soră, se întâmplă ceva. Înaintea feței tale sunt bucurii nespuse, glorie Domnului. Frate și soră, când intri înaintea lui Dumnezeu, fața ți se schimbă, nu poți să ieși de acolo ca și omul din lume care a intrat, nu știu, în altceva. S-a uitat acolo împăratul acela care nu-L cunoștea pe Dumnezeu și a spus: oameni buni, câți oameni ați aruncat în cuptor? 3 oameni. Și a spus: de ce este încă unul acolo și încă ceva, o minune mare? Fața celui de-al patrulea seamănă ca unui fiu de Dumnezeu. Glorie Domnului. Frați și surori, când ești în prezența lui Dumnezeu, dumneata nu poți să spui nimic despre dumneata, dar trebuie să spună cei de lângă dumneata despre dumneata, că ceva ai schimba la dumneata. Glorie Domnului. În această dimineață noi trebuie să știm că în urma neascultării Dumnezeu nu mai vine la întâlnire. Știți lucrul acesta? În urma, frate și sora, neascultării noastre, Dumnezeu nu mai vine la întâlnire, pentru că El nu vine oricum. Noi mergem oricum, dar El nu vine oricum. Știți care e frumusețea lui Dumnezeu? Că în această dimineață nu vrea să ne spună: oameni buni, sunteți neascultători, nu mai sunteți în prezența mea, s-a terminat totul. Nu! Frați și surori, Dumnezeu în această dimineață vrea să restabilim intrarea în prezența Lui prin ascultare de El și de cuvântul Lui. Glorie Domnului! Vreți să facem lucrul acesta? Vreți să intrați acasă în odăiță acolo cu copilașii de mână și cu familia de mână, frate și soră, și să fie bucurie? Se poate face lucrul acesta. Nu i-am spus gardianul, le-am spus: măi frate, știi de unde vin eu? Eu mi-am luat nevasta și copilașii și ne-am pus pe genunchi. M-am rugat și copilașii s-au rugat împreună cu mine și m-am ridicat de acolo și am mulțumit la Dumnezeu că am niște copilași pe care pot să le dau un Dumnezeu. Că am o familie în care pot să îmi plec genunchii, familia e sănătoasă și cu toții îl dorim pe Dumnezeu. Și asta e bucuria mea, că nu am, că mă doare ceva, asta nu-s, frate și soră, de băgat în seamă. Și ce de băgat în seamă? Când Dumnezeul meu nu mai vine la întâlnire cu mine. Când mă duc acasă, cum făceam ca cealaltă dată, cum a făcut Samson și a spus: am făcut ca și celelalte dăți, dar acum s-a întâmplat ceva. Nu mai e Dumnezeu cu mine. Frate și soră, haideți să intrăm în odăița acolo și dacă nu-L mai vedem acolo, să știm că neascultarea ne face să nu ne mai întâlnim cu El. Așa e de gravă neascultarea. De aceea în această dimineață ar trebui să știți că noi trebuie să ascultăm. A venit Iisus și a vorbit cu ucenicii și ascultați ce frumos le spunea la oamenii aceștia. Ioan capitolul 15, versetul 14. Voi sunteți prietenii mei dacă faceți
ce vă poruncesc eu. Nu că v-am luat și v-am arătat și toți acum știu că sunteți prieteni, nu. Eu îmi dau viața pentru prietenii mei și voi sunteți prietenii mei dacă, este un dacă, o condiție. Nu sunteți prietenii mei că te-ai botezat sau cânti frumos sau predici frumos, nu. Tu ești prietenul meu dacă faci ceea ce ți-am poruncit eu, dacă asculți, dacă nu. Frate și soră, suntem niște creștini fără esență, niște creștini fără Dumnezeu. Asta suntem. Asta sunt eu, nu dumneavoastră. Dacă nu sunt un copil ascultător de Dumnezeu, de autoritate și de tot cine trebuie să ascult, sunt un creștin fără nimic. În această dimineață, eu cred din toată inima că Dumnezeu ne dorește în prezența Lui, slăvit să fie Domnul. Dumnezeu dorește, frate și soră, știi ce dorește Dumnezeu pentru familiile noastre? Tot ce-i mai important pe pământ. Să-mi iau copilașii de mână, să intru acolo în odaie și să le arăt la copilașii mei, nu un Dumnezeu din pălăvrăgeală. Că sunt oameni mulți care pălăvrăgesc în ziua de astăzi și îl iau pe Dumnezeu și îl pun în toate situațiile lor și îl întorc pe toate părțile. Nu, frate și soră, știi ce trebuie să vadă copilașii noștri? O întâlnire între Dumnezeu și între om. Să vadă copilașul o întâlnire între mama, tata și Dumnezeul lor, slăvit să fie Domnul. Să vadă că acolo nodăiță înaintea lui Dumnezeu se plânge, că acolo se simte ceva ce nu se simte în niciun alt loc din lumea aceasta. Acolo e întâlnirea Dumnezeului cu omul, slăvit să fie Domnul, în ascultare, glorie Domnului. Frați și surori, arătăm asta copilor sau nici nu avem lucrul acesta? În această dimineață, eu cred că Dumnezeu vrea lucrul acesta, să intrăm în ascultare de El. Că știți ce înseamnă ascultarea și neascultarea? Foarte simplu. Ascultarea, frate și surori, cum a avut loc la Ilie aici, omul acesta a spus, fă așa, așa a făcut. Dacă nu făcea așa, se întâmpla cu totul altceva. Frate și surori, ascultarea în termenii biblici înseamnă să faci ceea ce îți spune Dumnezeu. Dacă nu faci ceea ce spune Dumnezeu, suntem niște oameni neascultători care suferim urmările neascultării. Pentru că motivele sunt multe. Doamne, aș asculta să fac, dar este omul acela acolo care nu pot să-l văd. Și ce trebuie să faci dacă nu poți să-l vezi? Să asculți din altă parte a Bibliei de ce spune Dumnezeu, că să te duci să te împaci cu El, că și El e copilul lui Dumnezeu și pe amândoi Dumnezeu vă vrea în cerul Lui, slăvit să fie Domnul. Și după ce te împaci cu El, frate și soră, o să vezi că se schimbă cu totul viața dumneavoastră. Haideți să mergem mai departe, să iei al doilea lucru care îl face neascultarea și l-a adus în atenția noastră fratele Tony, dar vreau să-l actualizăm puțin la viața noastră, frate și surori. Îl ia Dumnezeu și se duce și spune, Samuel, du-te că am ales pe un om. Și omul acesta așa e de înalt în Israel și frumos, că eu l-am ales și eu l-am făcut și vreau să fac ceva prin omul acesta. Și a spus, du-te și uite-te la omul acesta, că prin Saul vreau să izbăvesc pe poporul meu. Și dă o slujbă frumoasă la omul acesta. Se duce și lunge împărat și la un moment dat, cum citea fratele Toni, îi spune, îmi pare rău, Samuel, omul acesta n-a ascultat și din momentul acesta, omul acesta iasă din slujbă, nu-l mai. Nu-i mai în slujba mea. Și al doilea lucru care face neascultarea, din pricina neascultării, ești scos din slujba Domnului. Adevăr, frate și soră. Dar fiți atenți și important, că asta vreau să actualizăm la viața noastră. Nu l-a luat și l-a dat deoparte și a spus, ascultă, nu mai ai votul lui Dumnezeu, nu mai ești împărat. Nu! A stat 38 de ani fără Dumnezeu împărat acolo, Saul. Dar știți ce s-a întâmplat cu el? Nu mai simțea nici prezența Domnului. Pe când stătea omul acesta, duhurile rele veneau peste el, că nu era prezența lui Dumnezeu acolo și omul acesta a fost doar un om în slujba oamenilor și Dumnezeu nu mai însoțea. Frate și soră, atunci când nu ascultăm de Dumnezeu, orice slujbă am face, Dumnezeu nu ne mai însoțește. Știți lucrul acesta? Și a spune cuvântul Domnului. Asta 38 de ani ca și rege, ca și împărat, dar Dumnezeu nu mai era cu el. Când a stat acolo și plângea omul acesta, Samuel, și plângea și a spus, Samuele, oprește plânsul, n-ai înțeles că l-am lepădat, l-am scos din slujbă. Pentru că frați și surorile, ce ziceți dumneavoastră sau frații meserea să te duci să iei o gletere care nu te ascultă, o mai ții în mână? Vrei să dai cu gletul pe pământ, pe perete și ea face altceva? Păi o arunci jos, că n-ai ce face cu ea. Și vine Dumnezeu și ne trage un semnal de alarmă în această dimineață și spune, Mihai, dacă vrei să te însoțesc, tu trebuie să te lași călăuzit de mine în ascultare. Dacă vrei să vorbesc prin tine, vorbește ce vreau eu, nu ce vrei tu. Că altfel, n-am ce face. Frați și surori, în această dimineață, al doilea lucru care îl face în ascultare este că ne scoate din slujba lui Dumnezeu. Nu fizic.
Pentru că dacă nu ascult de Dumnezeu, vin în continuare și predic. Dacă nu ascult de Dumnezeu, cânt în continuare, dar se întâmplă ceva. Nu mai simte nimeni nimic. Nimeni nu mai simte că Dumnezeu vorbește, nimeni nu mai simte că la cântarea aceea se face ceva și merge mai departe, ca și Saul, 38 de ani, împăratul lui Dumnezeu, ăsta Dumnezeu l-a pus. Mai că Dumnezeu ne pune pentru o vreme, dacă ne ascultăm, frați și surori. 2 ani de zile a fost Saul cu Dumnezeu, 38 a fost departe de Dumnezeu. După ce Dumnezeu l-a lăsat, și ce a început să facă omul acesta? Și să vedeți că e foarte actual în mijlocul nostru. A început să se ia de omul lui Dumnezeu, de David. Pentru că n-avea prezența lui Dumnezeu, pentru că nu mai asculta de el și nu mai făcea ce vrea Dumnezeu, omul acesta a început să pună piedici și să facă rău adevăraților slujitori lui Dumnezeu. Așa a făcut. Tot timpul cât a trăit, știți cu cine a avut de face? Cu David. Omul care a spus Dumnezeu este omul după inima mea. Omul pe care Dumnezeu l-a ales și Dumnezeu a fost cu el, slăvit să fie Domnul. Frați și surori, Domnul dorește în această dimineață lucrul acesta frumos pentru noi. Dacă simțim că nu mai este cu noi în slujba noastră, orice am face, Dumnezeu dorește să începem să fim niște oameni ascultători. Să ne punem pe genunchi acolo și să facem ce oamenii nu mai prea fac în zilele noastre. Și ce fac? Să stea acolo pe genunchi și să recunoască că suntem mici. Doamne, am fost un copilaș neascultător. Că, frați și surori, degeaba stau eu și vreau ca și copilașul meu să asculte. Dacă copilașul meu nu vede că eu sunt ascultător de el. Ascultarea nu merge de la un nivel de unde vrem noi. Ascultarea curge din Dumnezeu peste mamă, tată, copilaș și mai departe. Slăvit să fie Domnul! Așa face ascultarea de Dumnezeu. Și dacă vrem să avem niște copii ascultători, ei trebuie să învețe ascultarea de la părinți, nu din alte părți. Să vadă că mama și tata ei nu iasă din cuvântul lui Dumnezeu. Că ei spun, copile, este scris și dacă este scris, eu îl cred pe Dumnezeu ce spune și fac cum spune Dumnezeu. Slăviți să fie Domnul! Degeaba vrem cei de sub noi să asculte, dacă noi ne ascultăm de cel mai mare ca noi. Așa merge, frați și surori. Noi trebuie să ascultăm de Dumnezeu și vreau să vă spun foarte sincer, dacă ascultăm de El, fiți liniștiți ca și copilașii vor asculta de noi. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Și mă gândeam când fratele Daniel spunea exemplul acela, ce frumos este să pleci de pe pământ din mijlocul la 5 copii, 6 copii, nu știu câți aveți, să stai pe pat și toți copilașii acolo, să te uiți la fiecare pe rând, să spui, ăsta e un slujitor. Ăsta e copil ascultător, ăsta iubește pe Domnul. Și în momentul acela să spui, Doamne, acum pot să plec. Am 5 copii aici pe pământ, de nota 10, care știu că vor veni după mine. Dar dacă ești undeva pe un pat de suferință și ești gata să pleci de pe pământ, să ai 5 copii și ți-au venit 2 acolo la capă și spune-ți restul 3. Păi unul, nu știu pe unde și vai de capul lor. Frați și surori, plecarea va fi mai grea. De aceea Dumnezeu ne vrea în această dimineață să fim niște oameni ascultători de El. Niște oameni care se pune pe genunchi acolo și ascultă de Dumnezeu și face și trăiește așa cum vrea Dumnezeu. Pentru că exemplul ascultării, frați și surori, este un exemplu care merge mai departe. Și a spus, spunea Pavel, când vor vedea felul vostru curat de viețuire. Frate și sore, copilașii trebuie să vadă ascultarea, slăvit să fie Domnul. Vreau să închei și apoi să ne rugăm că e frumoasă rugăciunea și ne dă Dumnezeu timpul acesta în această dimineață să recunoaștem dacă nu suntem ascultători, ca să fim niște oameni ascultători, ca Dumnezeu să-și întoarcă privirea înspre casele noastre, frați și surori. Dumnezeu face lucrul acesta. Al treilea lucru, ca să înțelegem de ce e așa importantă ascultarea pentru Dumnezeu. Știți ce a făcut ascultarea, frați și surori? Și am numit-a fratele Toni. Ascultarea a adus viață și ascultarea dă viață. Slăvit să fie Domnul. Roman capitolul 5, versetul 19. Căci după cum prin neascultarea unui singur om, cei mulți au fost făcuți păcătoși, tot așa, prin ascultarea unui singur om, cei mulți vor fi făcuți neprihăniți. Amin. Frați și surori, într-o lume în care se murea de foame, într-o lume în care mureau copilași și erau oroare acolo, pe 2 oameni sau 3 cu copilașul, știți ce i-a salvat? Un singur lucru i-a salvat. N-au găsit mâncare undeva mai ieftin, nu. Pe Ilie, pe văduvă și pe copilaș i-a salvat un singur lucru, ascultarea de Dumnezeu. Vreau să vă întreb în această dimineață, credeți că pe noi ne va salva altceva? Pe noi, la sfârșit, ne va salva ascultarea de Dumnezeu. Așa spune cuvântul Domnului. Iisus, care este salvatorul și este și judecătorul, ne-a lăsat pentru noi o pildă și a spus, oameni buni, la sfârșit vor veni mulți și vor spune, uite, Doamne, așa și așa și am făcut. Și El va spune, îmi pare rău, voi la stânga,
ceilalți la dreapta. Păi de ce ne separă așa? Pentru că am fost de multe ori flămând, n-ați ascultat de mine să-mi dați de mâncare. Am fost în temniță, n-ați venit pe la mine. Și oamenii aceia, neascultători. Iar ceilalți vă întreba, Doamne, dar noi ce am făcut? Știți ce ați făcut? Voi ați ascultat de ceea ce v-am spus eu și datorită ascultării voastre, acum veniți aici și intrați în bucuria stăpânului vostru, că mi-a fost foame și mi-ați dat. Am fost în temniță și ați venit pe la mine, am fost bolnav și ați venit pe la mine. Slăviți să fie Domnul! Frați și surori, la sfârșitul vieții noastre va conta doar ascultarea noastră de Dumnezeu și cum am trăit în ascultare de El. Pentru că ascultarea duce la o călăuzire foarte frumoasă din partea lui Dumnezeu. În această dimineață n-aș dori să fie în locul acesta nimeni care este neascultător de Dumnezeu. Dar dacă este cineva, este dimineața în care Dumnezeu ne schimbă viața. Credeți lucrul acesta? E Dumnezeu aici, El n-a venit în această dimineață să se informeze în locul acesta, nu. El știe nevoile noastre și Dumnezeu a venit să ne răspundă nevoilor noastre și să ne pună într-o stare după voia Lui. Glorie Domnului, că așa vorbea Isaia în capitolul 53 despre Iisus, că El va veni și va pune pe mulți într-o stare după voia Lui. Slăvit să fie Domnul! Frați și surori, El este aici și El încă pune într-o stare după voia Lui. Slăvit să fie Domnul! Haideți să ne ridicăm în picioare și este și timp destul. Haideți să mergem înaintea lui Dumnezeu și să nu ne fie rușine. Frați și surori, nimeni de aici, nu vă consider, dați-mi voie să vă spun mai tare decât, nu știu, ceva ieșit din comun. Eu vă consider că sunteți oameni ca și mine, greșitori și dependenți de Dumnezeu. Dacă aud pe unul, pe Tony, că spune, Doamne, am greșit și te rog, iartă-mă că slab. Eu nu mă mir de el, că zic și eu la fel. De aceea să îndrăznim înaintea lui Dumnezeu, să nu ne fie rușine de cel din stânga și din dreapta, că toți suntem la fel. Toți avem nevoie de Dumnezeu și pentru toți Dumnezeu dorește pocăință în această dimineață. Haideți să intrăm la rugăciune și când biserica va înceta, o soră care dorește să mulțumească Domnului, să-i mulțumească din toată inima. Amin.
ocupați locurile doar pentru câteva momente. Ceea ce trebuie să spunem și Domnul să ne dea puterea să o spunem din toată inima, lăudat să fie Domnul pentru tot ce ne-a dăruit în această dimineață, atât la timpul de rugăciune, cât și la timpul de învățătură. Ne despărțim în această dimineață, suntem așteptați după masă, la orele 18, să fim în casa lui Dumnezeu. Să ne rugăm pentru lucrarea care se va face aici, în locul acesta, lucrare de evangelizare. Dumnezeu să dea izbândă. Domnul să miște inima celor din casele noastre, prietenilor, să vină să asculte cuvântul lui Dumnezeu și Dumnezeu aici, între noi, după masă, să lucreze și nu numai după masă. Ori de câte ori ne adunăm în numele Lui, El să lese pe Duhul Sfânt să lucreze în mijlocul nostru. Ne despărțim în această dimineață, harul lui Dumnezeu fie cu noi toți. Amin. Adunarea este liberă.